Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 13 iulie Unitate și Separare Text biblic Ridică-te, luminează, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar Domnul răsare peste tine, și slava lui va fi văzută asupra ta. Isaia 60, versetele 1 și 2. Pe măsură ce în jurul nostru se înmulțesc încercările, în rândurile noastre se vor vedea atât dezbinare, cât și unitate, spune serva Domnului. Unii care acum sunt gata să se ridice la luptă, în vreme de pericol adevărat, vor dovedi că nu au clădit pe stânca solidă. Ei vor ceda ispitei. Cei care au avut o mare lumină și prețioase privilegii, dar nu s-au lăsat schimbați de ele, vor pleca dintre noi. Pentru că nu au primit iubirea adevărului, ei vor fi prinși în înșelătoriile vrăjmașului. Vor asculta de spirite seducătoare și de învățăturile demonilor și se vor depărta de credință. Dar, pe de altă parte, atunci când într-adevăr va veni asupra noastră furtuna persecuției, oile adevărate vor auzi glasul adevăratului păstor. Se vor depune eforturi pline de renunțare la sine pentru a scăpa pe cei pierduți și mulți dintre cei care s-au despărțit de turmă se vor întoarce să urmeze marelui păstor. Poporul lui Dumnezeu își va strânge rândurile și vor prezenta inamicului un front unit. În vederea primejdiei comune, lupta pentru supremație va înceta. Nu vor mai exista dispute cu privire la cine să fie mai mare. Niciunul dintre adevărații credincioși nu va spune Eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo, iar eu al lui Chifa. Mărturia fiecăruia și a tuturor va fi Mă prind de Hristos, mă bucur în El ca mântuitor al meu. Pe măsură ce solia îngerului al treilea se intensifică, ajungând să fie o chemare puternică, proclamarea ei va fi însoțită de o mare putere și glorie. Chipurile poporului lui Dumnezeu vor străluci de lumină cerească. Mulți conducători sunt controlați de satana. Însă, Dumnezeu are agenții săi chiar printre guvernanți. Și unii dintre aceștia vor fi convertiți la adevăr. Câțiva agenții a lui Dumnezeu vor avea putere să înlăture o mare cantitate de rele. Astfel, lucrarea va merge înainte până când întreita solie își va împlini scopul și, la marea strigare a celui de-al treilea înger, acești agenți vor avea ocazia să primească adevărul și unii dintre ei vor fi convertiți și vor îndura împreună cu cei sfinți suferințele din timpul strâmtorării. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.